S-a stabilit când se joacă partida dintre CSM Ploiești și CSM Unirea Slobozia. Programarea meciului a fost incertă din cauza tragicului eveniment de duminică, în urma căruia handbalista echipei alomițene, Andreea Nica, a murit la Clinceni. Tânăra de doar 27 de ani a sărit cu parașuta în tandem cu instructorul Adrian Constandache, de la o înălțime de 4.000 de metri. Accidentul ar fi avut loc pentru că un al treilea parașutist a sărit prea devreme din avion și a lovit pe cei doi în aer. Acesta din urmă a decedat pe loc în timp ce sportiva a murit la spital când câteva ore mai târziu. Constantin Dac este internat în spital în continuare la terapie intensivă. Clubul CSM Ploiești a ținut să transmită un mesaj familiei îndoliate a tinerei, dar și clubului la care Andrei activa. Clubul CSM Ploiești este alături de familia îndoliată și de gruparea CSM Unirea Slobozia, în dificila încercare prin care trece în aceste zile. Andreea Nica, plecată dintre noi mult prea devreme, la doar 27 de ani, a evoluat timp de două sezoane și pentru CSM Ploiești în perioada 2006-2008, pe când echipa activa în eșalonul secund. În sezonul 2007-2008 a devenit vicecampionă națională la junioare 1 cu CSM Ploiești, contribuind astfel la prima promovare a echipei în Liga Națională, din generația de atunci condusă de Mircea Anton, făcând parte și Alina Moroianu sau Oana Bidașcu, sportive aflate în activitate. Nu te vom uita niciodată, Andreea, este mesajul publicat pe site-ul oficial al clubului Ploieștean. Meciul dintre cele două formații, contând pentru etapa a noua a Ligii Naționale de Handbal Feminin, va avea loc sâmbătă de la ora 17 în sala sporturilor Olimpia.